este importantă aceasta la Brașov. Ce înseamnă organizarea unei competiții în aceste condiții de pandemie? Înseamnă multă muncă, înseamnă mai multă decât data trecută, data celelalte dăți. Înseamnă cumva un aport mai mare al comunității locale, al instituțiilor, pentru că colaborăm foarte bine cu ei. De asemenea, avem nevoie și de suportul spectatorilor, în sensul că ei trebuie să înțeleagă că nu trebuie să vină în zona asta și să ne accepte așa cum suntem. Dar în rest, înseamnă aceeași frumusețe a întregerilor, înseamnă aceeași bucurie a sportivilor de a participa la o competiție, înseamnă aceeași bucurie de a participa la Brașov, pentru că chiar este un loc foarte bun și reacțiile după anul trecut, după campionatul mondial, de cele de kilometri au fost extraordinare și asta ne dă încredere și ne dă putere să organizăm mai multe. Chiar propuneam domnului primar tot un campionat european de alergare montană, până vom reuși să facem o pistă de atletism, până vom reuși să avem o sală de atletism, dar până în alta să folosim ceea ce avem, pentru că orașul și Brașovul și Poiana Brașov are capacitate și posibilități de a organiza o competiție la standardele cele mai înalte din Europa. Cam asta înseamnă. Multă muncă, satisfacție și reguli pe care trebuie să le respectăm și cu speranța că data viitoare va fi mai bine, ne pregătim pentru cealaltă competiție. Au fost temeri din partea sportivilor pentru acest eveniment? Da, au fost temeri în special de la statele, din partea statelor mai mici, pentru că sunt fiecare țară are regulile lor. De exemplu, Slovenia și-au anunțat cu echipă completă, adică 4 echipe, dar din cauza că la ei s-a adoptat o lege că dacă vii dintr-o zonă roșie, stai 14 zile în carantină, vă dați seama că au renunțat, am avut discuții multe cu ei, pentru că e o echipă bună și a fost competiția foarte înaltă. Statele mai mici, din start, și-au declinat prezența, tocmai pentru că e o stare de nesiguranță și chiar trebuie să ai posibilitate, să poți să vii cu doctor de la fiecare echipă, să ai un staff în jurul lor și nu toate țările au posibilitatea asta. Dar din partea dumneavoastră, organizatorilor, au existat emoții că această competiție nu s-ar putea ține până în ultimul moment? Au apărut noi restricții, impunerea de a se purta? Nu neapărat, pentru că noi suntem familiarizați cu restricțiile de când am început sezonul pe pistă. Am fost una din federațiile care am dat drumul la competiții din vară și am făcut extraordinar, pentru că în felul ăsta cluburile, în special antrenorii și sportivii, au obiectul muncii și pot să-și facă planul pentru Olimpiada, pot să-și facă planul pentru campionatele mondiale. A semnat foarte mult și am avut poate ceva mai mult curaj decât alții, cu sprijinul colegilor. Și atunci știam despre ce e vorba. Eram tot timpul la zi updatați cu ordinele și practic nu trebuia să vină decât un singur ordin. De mâine se închide. Pentru că dacă nu se închide treaba asta, știm să respectăm regulile în așa fel încât să putem să ne adaptăm la situațiile. Deci, practic, pe scurt, care vor fi noutățile acestei ediții pentru sportiv și pentru public? Noutățile vor fi că se va face o zonă de triere. Practic, înainte de a intra în zona de antrenament, fiecare sportiv și să completează declarații și temperatura, își face un, să zic așa, un dialog cu medicul. Au intrat în zona de concurs, acolo toți cei care intră, antrenori, sportivi, organizatori, trec în această zonă de triere. După care mai sunt câteva reguli la start, o distanțare mai mare decât erau până acum, având în vedere că există un ordin mai, eu știu, mai restrictiv decât era până acum câteva zile, dar nu face această distanțare, practic la 2 metri, și mai ales având în vedere că nu sunt atât de mulți sportivi, se poate rezolva asta foarte ușor, pentru că după aia se pleacă pe traseu și nu mai există. Și pentru public? Pentru public nu se poate intra, este interzis accesul publicului, doar ce se, fiecare de pe margine, de pe stradă, de unde poate să vadă, sau vor vedea sportivii când vor coborâ și vor intra în stadion. Practic, astea sunt restricțiile principale.